În seara aceasta la Radio TV Artis avem uh, o invitată deosebită pe Ileana Racovicianu. Bună seara, Ileana! Bună seara, Carmen, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur mult să fiu astăzi aici. Uh, Ileana Racovicianu este responsabil cu comunicarea la Agenția Erasmus din România. Erasmus, când spunem, evident, ne gândim la tot ce înseamnă mobilitate în Europa din punct de vedere al schimburilor între universități, între școli înalte, între sisteme de educație și de formare în general. Tu mi-ai spus că, de fapt, nu este doar atât. Tocmai de aceea te-am invitat în seara aceasta la noi ca să ne vorbești despre sistemul Erasmus, care este destinat tinerilor cu studii superioare sau nu numai și pentru că vorbim despre Erasmus, evident marele umanist Erasmus a dat titlul acestui program al Uniunii Europene. El a început în anul 1986 dacă nu mă înșel iar după aceea a evoluat spre un Erasmus Plus care este diferit de Erasmusul de bază și sper să ne vorbești și să ne spui câteva cuvinte despre acest lucru. Haideți să vorbim în primul rând de când Uh, studenții, tinerii români au prins gust pentru această mobilitate și pentru acest schimb care, pe care îl intermediază și pe care îl susține programul Erasmus al Uniunii Europene. Da, mă bucur mult că ai început cu un pic de istorie. Practic, povestea și că ai. Definit deja sistemul Erasmus, mie îmi place să cred că Erasmus este mai mult decât un sistem, că este o întreagă filozofie aproape de viață. Și ca să începem cu povestea de la începutul începutului, aș vrea să, să plec direct de la Sofia Coradi, denumită și Mama Erasmus, care prin 1957 pleca de la Roma cu o bursă în Statele Unite. Și atunci și acolo a avut acest moment de wow, gândindu-se că beneficiază de interacțiunea cu un sistem educațional total nou și diferit față de cel lăsat acasă. Are ocazia să experimenteze relații cu oameni total diferiți și noi, are ocazia să-și exerseze și să și perfecționeze cunoștințele lingvistice și așa mai departe. Și se întoarce în Europa după o vreme întrebându-se de ce uh, și cum s-ar putea ca cei, și ceilalți studenți italieni în primul rând și europeni în general să beneficieze de schimburi interuniversitare care să le aducă uh, aceleași beneficii și să le asigure aceleași experiențe și momente de wow. Și iată că 30 de ani mai târziu și anume în 1987, adică fix acum 35 de ani, începe să prindă viață sistemul și povestea Erasmus, lansându-se printr-un program pilot care presupunea, așa cum ai spus și tu, mobilități și schimburi de studenți între universitățile europene. Și iată că această uh, poveste a lor, și aceste câștiguri, și aceste beneficii de care uh, s-au bucurat toți, toți cei care au, au participat la primele, uh, primele mobilități și la primele schimburi uh, Erasmus, s-au extins și s-au lărgit astfel încât. Suntem acum, nici nu mai știu exact la, la câta, la cincea, cred, la cincea generație, pentru că fiecare, fiecare rundă de programe are câte șapte ani. Și am avut uh, uh, inițial Erasmus și Socrates, pentru că erau pro, programe dedicate universităților, învățământului superior și programe dedicate celorlalte sectoare, cum le denumim noi. Apoi a existat încă o rundă de... era, era Socrates... A, nu, de fapt se chema... era Socrate I, da, și Leonardo da Vinci și Socrates a fost prima, prima generație apoi a fost Socrates II, apoi a fost programul de învățare pe tot parcursul vieții, prima rundă de Erasmus, iar acum avem Erasmus Plus a fost, fost apoi, iar acum avem, tocmai ce a început anul trecut, a doua rundă de, de Erasmus Plus. Și avem sectoarele în acest moment, continuăm cu învățământul superior, proiecte de mobilitate se pot face și proiecte de parteneriat strategic. Avem aceleași tipuri de proiecte pentru învățământul școlar, avem pentru educația adulților, pentru educație și formare profesională și avem și proiecte de tineret, la care, bineînțeles, că pot să participe reprezentanții ONG-urilor, tinerii de, de toate vârstele. Care și nu neapărat au studii superioare. Care nu neapărat au studii superioare, bineînțeles. Deci iată că, practic, actualul program Erasmus a extins atât de mult încât poate să acopere și vine cu oferte educaționale și de formare și de training uh, pentru oamenii de absolut toate vârstele. Spunem noi că acoperă de la uh, naștere până la uh, etapele superioare ale vieții, până la educația adulților, seniorilor și așa mai departe. Deci, practic, toată lumea care vrea să învețe și poate să învețe, o poate face printr-o variantă oferită de și finanțată prin Erasmus și Uniunea Europeană. Care sunt beneficiile acestui, acestor proiecte? Beneficiile sunt, sunt multiple. Așa cum spuneam, plecând de la istoria Sofiei Coradi, sunt întâi și întâi beneficiile de ordin personal. Am să încep cu ele pentru că sunt cele mai vizibile și mai palpabile. Sunt oameni tinerii, copii, adulți, profesioniști care au ocazia de a se de a, de a interacționa cu sistemele similare din alte țări și de a vedea cum învață și cum lucrează oamenii din alte țări, practic omologii lor, cum își desfășoară activitatea în alte țări. Și tot felul de competențe se pot dezvolta, abilități Um, oamenii își dezvoltă și cunosc, um, cunoscând oameni noi, își dezvoltă valori noi, își descoperă valorile personale, își modifică poate comportamentele, uh, devin mai toleranți, cunoscându-i pe cei din alte țări și uh, cunoscându-le obiceiurile, tradițiile, modul de viață, sunt mai deschiși. Sunt mai dispuși să accepte diferențele și să le integreze în viețile lor. Apoi există toată gama de, de plusuri care intervin în pregătirea profesională. Bineînțeles că toți profesioniștii care sunt implicați în proiectele finanțate prin Erasmus au ocazia de. A învăța de la cei cu care interacționează și pot dezvolta metodologii, pot găsi soluții la problemele pe care le au în instituțiile lor, în organizațiile din care fac parte, și pot aduce acele soluții acasă și, bineînțeles, rezolva probleme. Avem acum ca priorități în, în programul Erasmus Plus actual și toate aceste lucruri legate de, de dezvoltarea sustenabilă, de creșterea a conștientizării vis-a-vis vis -vis de mediu, a grijii cu care ne gestionăm fiecare viața personală, viața profesională, în așa fel încât să producem cât mai puține traume mediului din jurul nostru și a mediului în general. Poate că până acum nu ne gândeam atât de des la faptul că dacă luăm avionul este mai nociv pentru planetă decât dacă am luat trenul. Este mai. Uh, uh, iarăși ne manifestăm grija față de planetă dacă facem colectare selectivă și tot felul de, de detalii foarte particulare, aș zice. În cultivarea unei relații sănătoase a oamenilor din toate categoriile sociale cu, cu natura și cu mediul pe care îl ocupă, și asta ar fi iarăși un, un, mare, un mare plus. În urma pandemiei, așa cum, cum știm cu toții, s-au dezvoltat foarte mult posibilitățile de, de lucru online. Și prin Erasmus s-au uh, descoperit și a, s -au, de fapt s-au dezvoltat uh, foarte multe instrumente care au permis uh, oamenilor, cadrelor didactice în special, să lucreze cu copiii și cu elevilor de toate vârstele, să lucreze mai bine în online. Și chiar, chiar noi la, la agenție am avut un studiu uh, anul trecut. În urma căruia s-a demonstrat faptul că oamenii care fusese în proiectele Erasmus s-au adaptat mai repede mediilor de lucru în online, au găsit metode care să răspundă mai bine cerințelor elevilor care nu erau nici ei pregătiți, au putut utiliza produse chiar din, din proiectele anterioare și una peste alta au făcut față mai, mai bine și au fost mai motivați să să lucreze în online chiar dacă nu aveau exercițiu necesar anterior. Ileana, mi-ai vorbit de proiecte foarte frumoase care s-au desfășurat în cadrul în cadrul Erasmus, Erasmus Plus, pentru că este vorba despre Erasmus Plus. Da. Uh, unul dintre proiectele pe care, despre care mi-ai vorbit este acela al ambasadorilor Erasmus povestește-ne un pic despre acest proiect și despre proiectul pe care noi l-am pus la cale, stând de vorbă, la o cafea, pentru că de două zile tot punem țara la cale și ne aducem aminte și vorbim despre lucruri frumoase și despre viitor, evident, pentru că Erasmus nu înseamnă doar mobilitate, ci înseamnă profesionalizare și viitor, de asemenea, pentru tineri și nu numai. Da, sigur că da, așa cum spuneam. Da prin Erasmus dezvoltăm competențe, atitudini, aptitudini, cultivăm valori și este mă bucur mult că, că m-a întrebat pentru că proiectul uh, proiectul da, într-un fel este este un proiect, este o nouă inițiativă. De fapt, ea a începuse cumva înainte de pandemie, dar pentru că s-a întâmplat pandemia, a rămas un pic pe stand-by și acum de câteva luni l-am repornit în forță. Este vorba despre o inițiativă ambasadei Italiei. Iată că ne întoarcem din nou la Italia, nu este, nu este, deloc întâmplător faptul că iată a plecat din nou o idee foarte inteligentă tot din Italia și anume aceea de a capitaliza, de a dezvolta, de a cultiva cumva experiențele foștilor beneficiari, adică oamenilor care au trecut prin proiecte, și de a-i pune la aceeași masă pe unii dintre ei care, care își doresc, astfel încât experiențele lor să fie multiplicate astfel încât ei să aibă un cadru în care să poată vorbi dintr-o poziție oarecum oficială despre experiențele și despre lucrurile, experiențele lor și despre lucrurile pe care le-au învățat. Și am pornit în România ambasada, ambasa, rețeaua de ambasador Erasmus formată din foști beneficiari în martie. Am pornit-o cu 40 de oameni. Aceia care sunt interesați să citească mai multe, găsesc pe site-ul nostru câte ceva despre asta. Este un apel în continuare deschis, iar aceia dintre cei care ne ascultă pot să-și depună în continuare candidatura. Evident, este vorba doar de, de oameni care stau și locuiesc și activează în România și ei asta fac, merg în comunitățile lor, în grupurile la care au acces, vorbind despre, despre beneficiile pe care programul Erasmus le-a adus în viețile fiecăruia dintre ei. Iar în rețea avem oameni care sunt încă elevi și aș vrea să o salut pe Maia dacă este cu noi astăzi. Avem profesori, avem traineri, avem oameni din învățământul superior, este o varietate de, de persoane și personalități în rețea și sunt niște oameni foarte drăguți. Aș vrea să-i salut și să uh, le mulțumesc că sunt, sunt cu noi. Sigur, interviul nostru de astăzi se numește Erasmus la Artis. În spatele acestui interviu va fi, să zicem, o relație mult mai lungă pe care noi ne-am propus-o și prin care am dori să uh, promovăm aceste, aceste, inițiative, cum le-ai spus tu, și de asemenea oamenii care au devenit ambasadori. Cum se va dezvolta programul pe care noi ni l-am propus împreună, veți vedea. Va fi foarte frumos. Dacă poți să ne să dai câteva idei și să le spui ascultătorilor și spectatorilor noștri care sunt punctele la care tu te-ai gândit. Da, m-aș opri la uh, ideea de a vă prezenta, pentru că știu că ne urmă, urmăriți Artisul și este, este un, uh, un punct foarte prezent în viețile voastre. Uh, media de aici, din, din Belgia, și aș vrea să uh, îi cunoașteți pe câțiva dintre ambasadori, aș vrea să-i cunoașteți pe câțiva dintre oamenii care. Uh, au, nu doar că au crescut cu Erasmus, dar s-au și format. Au, uh, uh, sunt, așa cum, ca să-i citesc direct pe ei, sunt copii Erasmus. Uh, sunt oameni care uh, s-au formatat într-un fel în care uh, a învăța este pentru ei aproape echivalent cu a respira. Sunt oameni care își cresc copiii în acest spirit și care uh, sunt. Uh, sunt uh, un entuziasm și o, o dorință de a transmite mai departe uh, ce au învățat, cum au învățat, care au fost uh, lucrurile și etapele prin care au crescut și au evoluat și, bineînțeles, să vorbească și despre greutăți, pentru că nu se poate să fie așa un drum numai cu soare și cu floricele și cu totul întins pe masă. Nu, este, este și greu. Uh, sunt și momente în care... Nu înțelegi niște lucruri, sau nu, poate că nu-ți se pare clar ce ai de făcut, dar atât eu cât și colegii mei de la, de la agenție ne străduim să rămânem tot timpul alături de, de oamenii care, care derulează proiecte, în așa fel încât să, să le fie cât este de posibil de, de simplu și de ușor. Și, da, cred că merită să-i să ascultați pe. Și să-i vedeți pe, pe câțiva dintre, dintre acești oameni și îi sunt foarte recunoscătoare lui Cameron că uh, ne-a oferit această ocazie și, și nouă și, și vouă tuturor. În orice caz, noi uh, îți mulțumim foarte mult că ai venit în seara aceasta la Radio TV Arti să ne vorbești despre uh, Erasmus, Erasmus Plus, uh, despre ceea ce se petrece în România, ce uh, viitor uh, li se oferă tinerilor și nu numai uh, tinerilor. A fost Ileana Racoviceanu, responsabil cu comunicarea la agenția Erasmus din București, România. Mulțumim, Ileana, și te mai așteptăm la Radio TV Artis. Mulțumesc și eu foarte mult, seară frumoasă tuturor!